Tragedie în județul Vaslui. Un bărbat a avut parte de o moarte cumplită după ce a fost surprins sub greutatea unui tractor. Medicii sosiți la fața locului nu au mai putut face nimic pentru victimă și i-au declarat decesul. Poliția a deschis o anchetă în acest caz. Accidentul tragic s-a produs în localitatea vasluiană Cetățuia. Conducătorul unui tractor mergea pe drumul comunei spre stâna pe care o deține. Într-o pantă a pierdut controlul asupra direcției de deplasare și s-a răsturnat cu tractorul, fiind prins sub sutele de kilograme ale autovehiculului. La fața locului au fost trimise mai multe echipaje de descarcerare și ambulanțe, însă nu au mai putut face nimic pentru bărbatul în vârstă de 45 de ani care a fost declarat decedat. Primarul comunei s-a deplasat la locul tragediei, unde a spus că bărbatul era un om gospodar și avea doi copii, un băiat și o fată, pe care i-a lăsat acum doar cu mama. Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs nefericitul accident.